Oameni buni, uite că suntem live din nou, dar astăzi suntem live. Așa, pe repede înainte, vreau să vă spun că am pus un interviu de dimineață, de aseară, ceva de genul ăsta, nu? L-am invitat pe maestru Andrei Tudor. Cine nu-l știe pe Andrei Tudor? Să ridice mâna sus sau să ne claxoneze. Uite, o să-i arăt lui Andrei Tudor dacă poate să intre pe Facebook, să vadă și unde este, să dea și la share și pe paginile lui, ca să vadă lumea. Televiziunea grupului Iubim Brașov. Uite așa frumos. Oameni buni, de ce am... Sunt foarte bucuros. De ce sunt bucuros? Că l-am invitat pe Andrei Tudor și mi-a acceptat invitația. Ne-am văzut la Cerbul de Aur, dar de atunci are o grămadă de lucruri foarte, foarte frumoase. Uite-ne în live, cum se spune. Bine ai venit la Brașov! Acum suntem doi. Da. De aici dăm share unde doriți dumneavoastră și pe care ne continuăm interviul. Cum este la Brașov? Pe lângă Cerbul de Aur. Hai să trecem așa. Brașovul e un oraș minunat în care mă simt bine. Cred că nu a existat an de când sunt copil să nu vin cel puțin o dată pe an în fiecare. Ați dat la pagina noastră, ca dacă ne sună unii și alții, să dați un share pe pagina noastră ca să, dacă cumva să vă urmărească și ceilalți. Am înțeles. Așa, distribuie, ok. Stai așa. Nu, hai să ieșim. Ok, Distribuie acum. acum, da? Perfect. Mulțumim foarte mult. Gata. Dacă aveți întrebări, o să îi le adresați, dar foarte mult să știți, așa că nu cred că, mai trebuie să îi adresați niște întrebări. Astăzi, totuși, sunteți la Brașov. Pe lângă că ați venit cu drag la Brașov, ați făcut un eveniment de excepție la Cerbul de Aur, împreună cu orchestra voastră și cu maestru tatăl dumneavoastră, și așa că nu vă putem Și cu decât orchestra orchestra operei. operei și cu Big Bandul radio. Da, într-adevăr a fost un eveniment foarte frumos. Pentru noi a fost onorant, s-a muncit foarte mult și am avut satisfacția lucrului, zic eu, bine făcut. Suportul celor două orchestre absolut minunate, concurenții buni și, într-adevăr, mi s-a părut un eveniment cu mult peste media celor care se întâmplă în general în România. Cum este, totuși revin la întrebarea, cum este să fii la Brașov, uite, a doua oară, pentru că am înțeles și, bineînțeles, ai fost 2 zile la rând la Opera din Brașov, ați avut un eveniment excepțional, dar acolo nu poți să zic că și-a făcut debutul? Hai Da, să vedem așa că... cântând o arie dintr-o operă, da, și-a făcut debutul cântând o operă, cum s-ar spune. Vorbim Sigur că de... vorbim de Maia, de fetița mea. Așa. Domnul Ovidiu Mezeie, directorul operei Și salutăm. din Brașov, a văzut-o pe fetița mea pe Facebook la mine, cântând cu mine un demo la pian. Și a avut ideea de a o invita în concertele de Crăciun ale Operei Brașov. Sigur că am fost extrem de onorați de invitație, foarte emoționați pentru că Maia nu lucrează cantor, nu, pur și simplu ea cântă ce aude deocamdată și, slavă Domnului, eu zic că aude foarte bine. Ne mândrim cu faptul că este în corul operei, în corul de copii al operei din București. Acolo are ocazia de a cânta și de a face figurație în diverse opere și s-a apropiat foarte mult de acest gen muzical, îi face o reală plăcere, o văd că e foarte preocupată și a cântat O mio bambino caro. A fost și la noi pe grup, am dat că a Da. filmat cineva și a fost excepțional. Da, a cântat această arie, O mio bambino caro. Astăzi este a treia zi. Am fost foarte emoționați. Noi, părinții, chiar foarte emoționați. Și îi place foarte mult acest lucru. Sigur că e un copil, are foarte multe lucruri de învățat de acum Nu, încolo. dar, nu, nu, hai să facem o paranteză. Deci nu are cum
dintr-o familie de muzicieni cu o astfel de... Eu știu, vreau să vă spun un lucru. Mi-a mai spus și colegii tăi de breaslă. Într-adevăr... Nu-ți place să te laud de lumea, știu, dar trebuie să o facem. Voi chiar sunteți niște oameni excepționali și uite, ați ridicat nivelul de muzică la un standard pe care foarte mulți ar trebui să o ridice. Mulțumim frumos pentru apreciere. Sigur că există, este un noroc și pentru mine a fost un noroc să mă nasc într-o familie de muzicieni care mi-au asigurat tot suportul pentru devenirea mea profesională sau, mă rog, pentru a mă dezvolta din punct de vedere muzical. Pe de altă parte, e și o presiune destul de mare. E o presiune mare. Că trebuie să fii tot timpul la înălțime, nu? Da, și tot timpul se privește prin comparație. Ori bunicul meu, George Grigoriu, a fost unul dintre cei mai buni compozitori ai generației sale, împreună cu, nu știu, Temistocle Popa, Radu Șerban, Vasile Veselovski. Generația de aur. Da, ei chiar se autointitulau la un moment dat grupul celor patru. Se autointitulau, dar cumva așa era un grup foarte sudat. Toți își prezentau lucrările unii altora și era o concurență loială și foarte frumoasă. Și foarte productivă, lucru care astăzi nu se mai întâlnește. Dar de ce? Uite, fac o paranteză, să facem o paranteză. De ce nu se mai întâlnește treaba asta? Care e problema noastră? Problema noastră este că muzica s-a transformat în industrie, este îndepărtat foarte mult de artă și cred eu că productivitatea aceasta foarte accelerată cumva dăunează pe termen lung și cumva și strică relațiile dintre oameni. Sunt foarte mulți azi, toată lumea își poate pune un computer pe o masă și deja pe un laptop poți avea un întreg univers audio studio, poți realiza muzică, a doua zi o poți posta pe internet, poți produce foarte ușor lucruri azi, care cei drept nu cred că sunt foarte trainice, dar acesta este ritmul de azi. Oricum am văzut din ce... Vreau să continui ideea ceea ce spuneam de cei grupul celor patru, se autointitulau ei. Apoi tatăl meu, care este unul dintre compozitorii tot așa cei mai apreciați ai generației sale, țin minte că din anii 90, nu, de fapt din 86 până în anii 2002-2003, permanent era în toate topurile de muzică pop și atunci e cumva greu să privești fără să compari. Am muncit destul de mult pentru a nu mai... La primele ediții de la Mamaia toată lumea spunea: ce e aia, domne, Andrei Tudor, Andrei, nu, e greșit, Ionel Tudor, Andrei. Și sunt convins că dacă Maia va face ceva în zona muzicii, va fi destul de dificil pentru ea. Dificil, dar vreau să spun un lucru și chiar mă gândeam când am și vorbit să facem acest mini-interviu rapid, așa cum pot să spun, că totuși, cum ai zis tu, este greu să depășești sau să fii la înălțime, dar tu ai făcut-o. Toată lumea, din punctul meu de vedere, cel puțin un novice, adică eu habar n-am despre muzică, mai glumesc cu prietenii și mai sunt de ziua lor și le mai cânt și zic că foarte bine, te poți duce la concursurile astea de talent show, sigur vei intra. No, dar totuși ai depășit zona asta și tu ești Andrei Tudor, tatăl tău este Ionel Tudor și restul. Adică s-a făcut diferența și se face tot timpul diferența asta, clar prin conexiune, dar valoarea ți-au dat-o pentru că, uite-te, la opera din Brașov, cele două serii, a fost Andrei Tudor, nu? Nu, a fost Maia Tudor. Tudor, a fost VIP-ul. Acum 2 ani am ținut un concert alături de Nico,
Am făcut, salutăm. Am făcut câteva momente în duo și au ieșit, zic eu, minunat, mi-a făcut o mare plăcere. Au fost doar două zile de spectacol. Acum de data asta sunt trei seri de spectacol. Mulțumim frumos domnului Mezei pentru invitație, domnului dirijor. Concertmaestru a fost minunat pentru că fiica mea avea foarte multe emoții. I-a cântat tot timpul cu urechea, cu vioara foarte aproape de urechea ei ca să îi anticipe cumva tempoul și nu, au fost oamenii cu foarte drăguți. Oricum am văzut foarte mult și îmi place foarte mult cei care vreți, puteți să-l urmăriți pe Andrei Tudor pe pagina lui de Facebook, este foarte activ. Am văzut niște lucruri fenomenale la Sala Palatului acum câteva luni sau o lună și ceva. Ați făcut un fel de backstage, cântau oamenii și voi v-ați dus și v-ați amuzat. Excepțional a fost. Lumea, uite, trebuie să se anticipeze și lumea trebuie să aibă și chestia asta caldă. Dacă nu simt, cel puțin vorbim de muzică sau vorbim despre actul în sine, nu mai atrage. Lumea are nevoie de chestia asta. Da, adevărul că e din ce în ce mai greu să faci doar muzică. Și cred eu că muzica pentru foarte mulți muzicieni profesioniști a devenit un hobby. E foarte greu să faci o profesie din muzică. Da, pe pagina mea de Facebook, pe paginile mele de Facebook, de fapt, pe cea oficială și pe cea personală, în general postez momente din concerte, momente repetiții. Din repetiții, da. De curând am avut un concert cu Aura Urziceanu. Superb, a fost superb. Și pentru mine a fost minunat și de câte ori când cu Aura Urziceanu am emoții și emoțiile acelea care trebuie și care cred eu că, pe care cred că publicul le simte și le primește așa cu căldură. A fost un eveniment minunat cu Aura Urziceanu. Apoi am avut într-adevăr, acum m-am prins la ce te referi, eram în concert cu Bere Gratis. Exact, Miță de la Bere Gratis și da, îl salutăm și pe Liana Stanciu. Eu cu Daniel Jinga, eram trei dirijori de fapt. Eu cu Daniel eram în pauză în momentul respectiv și la ultima piesă... Tu plictisea spre atare și a zis... Da, și a fost frumos. Și am intrat cu toții și am pus live pe Facebook senzația aceea de a fi pe scenă în fața unei orchestre. Dar noi n-am avut niciun merit mai mult la ultima piesă. În rest, ne-am adus contribuția în timpul spectacolului, care a ieșit minunat. Au fost multe, multe evenimente frumoase perioada asta. Tocmai venim de la Sibiu, unde am ajuns la cea de-a cincea ediție Christmas Gala Concert cu a cappella și George Miron și invitații lor. Eu de 5 ani mă aflu printre acești invitați și alături de un ansamblu al Orchestrei Filarmonice din Sibiu facem concertul de Crăciun de acolo. Acum iată-ne la Brașov. Săptămâna viitoare alături de tot de Big Band-ul Radio și o parte din colegii de la orchestrele simfonice radio vom, tatăl meu și eu în câteva momente vom închide stagiunea orchestrelor cu un concert de colinde cu invitații de seama, spune, cu Paula Selin, cu Nico, cu Vlad Miriță, cu George Miron și a cappella. Va fi un concert frumos de Crăciun. Apoi am avut și tot așa, a fost și pe Facebook-ul meu, puteți să căutați, să vedeți, a fost deschiderea târgului de Crăciun, aprinderea luminilor din târgul de Crăciun din București. Pe 25 vom fi din nou la târgul de Crăciun. E o perioadă aglomerată. Da, e o perioadă aglomerată, am văzut tot timpul, adică este foarte bine că în sfârșit muzica de calitate este apreciată. Vreau să te întreb așa subsidiar acum că tot e pe partea tehnică. Uite, toată, foarte multă lume care nu se prea pricepe știe, domne, ce face cel care cântă la un flaut, cel care pianistul, așa. Băi, ce face dirijorul? E tipul ăla care dă toată ziua din mâini. Bine, acum glumez că ca idee, eu am mai citit, dar uite, sunt foarte mulți tineri, cei care ne și privesc, care întreabă, domne, ce face omul ăla acum? Adică, bine, să nu vorbim de Celibidache, care a fost un maestru și o somitate în ceea ce înseamnă dirijoratul. Spune-ne așa tu, ca și om care faci treaba asta, zilnic, dacă poți să spun așa.
Ca să înțeleagă toată populația. Nu zilnic, dar destul de des și mă bucur că am ocazia să lucrez cu oameni și cu orchestre și mă bucur că... Mie îmi place foarte mult să lucrez cu orchestra. Și slavă Domnului, mă înțeleg bine cu toate orchestrele cu care am colaborat până acum. Până la urmă, e un banc cu maeștrii. Ia, vă rog frumos. Da, până la urmă, maestru nimeni nu știe ce face, dar e cel mai scump. În fine. Cred eu că dirijorul este, așa cum un film are un scenariu care ar putea fi compozitorul unei muzici, la fel, nu știu cum Beethoven a scris Sinfonia a V-a, spre exemplu, la fel există un scenarist care scrie un film și un regizor care asamblează acel film. La fel cred eu că dirijorul este cel care asamblează tot materialul acela sonor în live, cumva, ca într-o piesă de teatru, de fapt, când totul este puțin variabil. Și trebuie să fie unitar, să se audă totul bine, nu? Și există o compensație, cumva, adică dacă un instrument e puțin mai tare, poți să-l echilibrezi cu altă parte de instrumente cântând puțin mai încet. Totul este, se face prin interacțiune și este minunat pentru că rezultatul sonor nu este niciodată același. Tot timpul există surprize și... La ce au fost surprize? Uite, hai să te întreb așa. Pentru că în sală și cel puțin deschiderile și tot ce ați făcut voi, inclusiv partea live, pentru că a fost inedit acest lucru, să artiștii să cânte live cu voi și totuși trebuie să se sincronizeze și acolo se vede într-adevăr, dar maestria au fost... Și era și o distanță destul de mare între soliști și orchestră, lucru care nu este recomandat, dar pentru imagine, într-adevăr, a arătat foarte frumos. Sigur că au fost surprize. S-a întâmplat ca la o concurentă, nu știu dacă jumătate de piesă, să nu o auzim și nici ea nu ne auzea pe noi. S-a întâmplat, da. Cu toate astea, momentul a ieșit foarte bine. Și lumea n-a sesizat. Ne-am sfătuit după aceea dacă să refacem sau nu momentul. Și ea s-a ascultat. Și pentru că ieșise foarte frumos, nu s-a refăcut momentul. Noi acolo, noi am încercat să fim cât se poate de identici în toate repetițiile cu concurenții, pentru ca tocmai aceștia să nu aibă parte de surprize, să știe exact pe ceea ce se bazează, să fie tot timpul la fel. E important să fie la fel în cadrul unui concurs. Pentru că dacă odată piesa e prea rară, odată piesa e prea repede, în fața jurului nu cânte cât o singură dată și trebuie să fie așa cum s-a stabilit. E o presiune. E o presiune, dar am încercat să facem în așa fel încât toate lucrurile să fie puse la punct de dinainte, tempourile stabilite foarte bine și sigur că odată un pasaj poate ieși mai expresiv decât celălalt. Întotdeauna în concert față de repetiții, toată lumea este mai emoționată și acest lucru se simte și cumva contează, face diferența. Ei, acum vine o altă întrebare. La câte instrumente cânti? La toate se poate spune. La niciunul suficient de bine. Bună asta. După părerea mea. Am făcut pian mult timp și fac în continuare și este instrumentul sufletului meu. Și e frumos, uite, avem un pian aici la sfârșit de tot, așa niște, da, să vedem, dacă... să așa, dar... dacă funcționează. Vom vedea dacă iese, suntem în live, deci vedem dacă iese. Mai bine nu o să vedem. La pian, e cred că cel mai vechi prieten al meu. Apoi, prin anii de liceu, mi-a plăcut foarte mult chitara bas. Foarte mult, atât de mult încât am găsit o chitară a vărului meu și am luat-o și am tăiat cumva prăgușul și călușul ca să intre doar 4 corzi, nu 6, și am acordat-o ca pe un bas aproape, cât mi-a permis instrumentul. Apoi mi-am cumpărat bas. La pian și la chitară bas, cred că pot
ține, cred că pot face față la un concert la chitară, bas, la pian. Slavă Domnului, mă descurc în nițel. Eu zic că te descurci bine. La un moment dat am avut o formație, Centru Civic, și la început cântam la bas în formația respectivă. La chitară cânt puțin, tobele doar le înțeleg, nu mă pot așeza să... Da, mi-a plăcut să ascult, să văd cum se cântă la instrumente. Am la ukulele îmi place să cânt, un amic de-al meu ukulele și de câte ori îl prind, încerc să cânt. Mi-ar plăcea să cânt la vioară și asta doar din dorința de a ști să scriu mai bine, aranjamente muzicale mai în detaliu, să gândesc ca un violonist. Mi-ar plăcea acest lucru. Poate la un moment dat, dacă o să-mi permită timpul și viața. Da. Cum, câte ore trebuie să studieze, uite, un muzician, cum mi-ai zis tu, un dirijor, să se pregătească într-adevăr ca el să poată să înțeleagă atâția oameni, pentru că trebuie să înțelegi atâția oameni, trebuie să înțelegi și, uite, evenimentele astea fantastice pe care voi le creați împreună cu artiștii noștri români desăvârșiți, pe care și salutăm că suntem în direct acum și le urăm sărbători fericite. Totuși, nu e așa ușor să te împarți într-una în alta. Familia este aproape de tine, sunt oameni minunați, cunoscut la Cerbul de Aur, așa cât am putut să, cât am relaționat, și asta înseamnă că lucrurile merg într-un făgaș foarte, foarte bun. Și întrebarea era câte ore, nu? Da. N-am cuantificat niciodată în ore. Ții minte când eram copil, prin clasa a întâia, a doua, cam 45 de minute, oră pe zi studiam. Dar 45 de minute, oră, studiam efectiv doar ceea ce trebuia. În rest, cântam foarte mult. Îmi plăcea foarte mult să cânt. Cu timpul am început să înțeleg că pot să studiez și să cânt în același timp. Și atunci, mai târziu, am studiat mult mai mult. Dar, în general, sunt norocos ca profesia pe care o am să fie și cel mai important hobby al meu. Și atunci, practic, studiez și încerc să învăț tot timpul. Nu prea îmi plac pauzele. E ciudat, poate, dar nu. Încerc tot timpul să ascult și în mașină, dacă merg la un drum, încerc să ascult lucrări noi pe care încă nu le-am ascultat sau pe care le-am ascultat mai demult și nu le-am înțeles. Tot timpul caut să mă perfecționez cumva, iar referitor la lucru cu oamenii, am învățat foarte, foarte multe lucruri, fiind colaborator al Big Band-ului Radio, încă de, cred că de la 16-17 ani. Mulți înainte! Vă mulțumesc frumos! Și l-am urmărit pe tatăl meu lucrând cu orchestre, cu artiști, punând în scenă evenimente mari și dificile, pentru că în zona asta a muzicii pop acum deja există o bază de date cu aranjamente pe care ne-am construit-o noi și sunt câțiva oameni profesioniști care fac treaba asta la un nivel foarte bun. Tatăl meu este unul dintre ei. George Nassis este un alt profesionist al genului care lucrează foarte bine și deja au început să existe tot felul de evenimente și cumva e angrenată o forță de muncă în zona asta, dar acum niște ani nu existau aceste lucruri și l-am văzut pe tatăl meu lucrând cu o echipă de aranjori, punând în scenă evenimente mari, și acolo am învățat foarte multe lucruri. La muzica simfonică, cumva, este cel puțin organizatorii, cred că, mai simplu. Pentru că există piesele în bibliotecă, te duci, le scoți, le pui, știi formula de orchestră și... îi dai drum. Da, cumva îi dai drumul, există, totul este stabilit, există edituri, variante ale acelorași piese.
Pe când la noi, de fiecare dată, interpreții se schimbă, tonalitățile se modifică în funcție de interpret, lucru care nu se face, de exemplu, la operă. Piesele se cântă exact cum au fost scrise ele, de cele mai multe ori, în operă. Nu, la noi, nu știu, fiecare cântă același colind în diferite tonalități sau... Unele poate chiar și trebuie remontate. Sigur că da, sigur că da. Sunt cam triste, la român sunt cam triste. Asta e și foarte frumos la muzica pop, de exemplu, că am făcut o variantă, de exemplu, pentru Marius Seicu cu Oameni. Am făcut o variantă pe care a cântat-o Teodor Ilincă în concertul Angelei Gheorghiu într-o tonalitate. Apoi într-un alt concert foarte frumos pe care l-am foarte drag mie, concert Sinfopops s-a numit la Cinema Pro cu Orchestra Sinfonică București, care îi mulțumesc încă o dată pentru invitația. Am făcut cu Andra o altă variantă la Oameni în altă tonalitate și de fiecare dată materialele sunt cumva noi și nu există o bibliotecă din care să te duci să le scoți și să le pui să le spre a fi interpretate. Adică lucru cu omul trebuie refăcut și refăcut, dar uite, oamenii care se învârt în jurul vostru sunt oameni de excepție și oameni care fac asta din pasiune, cum ai zis, și ies lucruri minunate și asta înseamnă că, într-adevăr, muzica românească, într-adevăr, este foarte, foarte frumoasă. Și nu numai. Este frumoasă și... Avem lucruri, sunt o întreagă generație de compozitori, pornind de la Ion Vasilescu până în prezent, de oameni care au lăsat, zic eu, un adevărat tezaur al muzicii românești. Mă refer doar la muzica pop, așa zis ușoară, așa zis ușoară. Eu nu mai cred că în 2018 nu cred că mai există bariere între genurile muzicale. Da, uite acum așa pe final că știu că vă grăbiți și eu îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat acest mini interviu. Trebuia să-l facem la Cel Budeau, dar la Cel Budeau n-a putut nimeni să se atingă de ei. De ce? Pentru că n-au avut timp, atât au fost foarte presați și într-adevăr a ieșit un lucru de excepție. Cum vă pregătiți de sărbători, în afară de evenimentele pe care tu mi le-ai spus, și dacă și de câte ori veniți în Brașov și iubim Brașovul? Da, iubesc Brașovul, îmi place, mă simt foarte bine. Cred că orașele în care mă simt cel mai bine sunt Brașov și Sibiu. În special în perioada sărbătorilor, e o atmosferă cu totul și cu totul aparte. Da, la Brașov plouă. Da, acum plouă, dar tot frumos. Dimineața am făcut o plimbare în Brașov până la Facultatea de Muzică. Am avut acolo o mică întâlnire și mi-a făcut o mare plăcere drumul, chiar și pe ploaie. Da, iubesc Brașovul și vin anual de cel puțin două ori. Probabil că la început de ianuarie anul viitor voi căuta câteva zile să mă recrez undeva în zona aceasta. Nici o problemă, chiar te așteptăm. Așa, pe final, îți mulțumim iar încă o dată. Hai să vedem, poate sună ăsta, încercăm așa două, trei acorduri, reușim. Țin minte că totuși nu cred că este apt pentru a fi... Hai să vedem, măcar... Nu cred că va funcționa. Nu a funcționat, nu-i problema atunci, ca să facem lucrurile așa cum trebuie. Îți mulțumim. O să încerc doar atât, nu știu dacă sună. Ia să vedem. Uite că totuși am reușit să facem, să smulgem două, trei acorduri, într-adevăr. Îți mulțumesc încă o dată că ai fost alături de noi. Un interviu așa pe repede înainte. Sperăm data viitoare, când vei veni și vei fi puțin mai relaxat, să facem, într-adevăr, un interviu despre evenimentele și despre proiectele pe care voi le veți face anul viitor. Atât de la Brașov, un gând de sărbători pentru toți prietenii tăi care se uită acum la noi și către toți colegii noștri și celor 130.000 de oameni din grupul Iubim Brașov. Nu am fost niciodată bun la urări, dar plimbându-mă azi prin Brașov am observat că lumea este cumva luminoasă în perioada asta și mult mai sensibilă la emoțiile frumoase pe care le oferă sărbătorile. Așa că un Crăciun minunat și sărbători frumoase. Doamne ajută! Vă mulțumim foarte mult!
de aici, de la Brașov, alături de Andrei Tudor.